Morning Glory, Morning Glory. Ce urât miros chiorii. Vreau să te întreb ceva. Care a fost clipa ta de glorie anul ăsta, Lori? Sau anul trecut? Când vrei tu? Oh, sunt... Sunt multe momente glorioase, trebuie să recunosc, fără modestie. Așa, ăsta e costumul tău de scenă, iartă-mă. Nu. Nu? A, nu, așa, așa mă îmbrac eu. Ceva fiind de stradă, prin casă, da? Da? Deci ai venit în halat de casă, cum ar exact. Veni. Exact. Halatul meu de Killer Queen. Foarte mișto, da. Arată mersi, bine. Mersi. Mai ales din față e minunat, da. Oh, îmi place mult, da, da, da. Astea, știi cum e? Noroc că venit... monitorul ăsta aici, da. Au venit natural astea, știi cum? Da, dacă, da, dacă vine de la sine, da. Artificial, da. Ce mă bucur, da. Nu mai vezi bune în emisiunea asta. Așa, ai o problemă cu cineva sau cu ceva? Care stau în casă. A, da, ia, puneți ochelarii de casă, da. Știi că ăștia sunt ochelarii mei de interior. Da, mi se pare... Mișto, nu? Da, uite, pot să mă văd și eu. Mă protejează, da, și cu ocazia asta... Ce față de băia bună am. Stai, mă, Horia. Te descurci să deschizi... Suntem live, nu? Pe Facebook, nu? Mai aproape de microfon, Horia. Încă nu? Doamne, doamne, cum ce hal sunt unguri ăștia. Asta a fost. Gata, a luat-o. Deci. A, se lasă așa cu petrecere aici, dimineața. Un pic, e o frumoasă tradiție și la noi. E tot pe natural, după cum vezi, eu lucrăm. Lucrăm. Îmi place sunetul ăsta. Este un sunet foarte sexy. Da, este foarte sexy, dar e și foarte enervant. Și ce pahare. Pentru cei, da, un litru, să știi. Ce pahare mici, da. Pe bune, nu. Nu știu ce se vede prin ochiarea aia. Atât de puțin. Nu, 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 cantitatea, să știi că e bună. Am o mare rugăminte, domnul Horia. Este rece? Da, acum e. A mie îmi place doar rece. Păi, nu, nu ținem băutură caldă aici, să știi. Și când am apucat să se încălzească. Când am invitat-o pe Lori, mi-a zis că, păi, dimineața, păi, zic, păi, orice fraier poate să bea seara și în weekend. E foarte omenește. Adevărul așa. Că la țară, să știi că dimineața majoritatea iau o dușcă de pălincă sau de tărie, știi? Nefiind și după spumant. Aia se duc la muncă. Spumantul încă nu, da, păi nu, și nu. La noi la fel, dacă e un fel de înainte zona, de a merge la coastă. Zona Champagne, da. În Franța, știi? Noroc! Noroc! Așa. Noroc, păi, Răzvi. Noroc, Lori, trebuie să știi că te aștept de foarte mult timp ca și când. Îi dăm, Horia. Horia celălalt. Nu, nu, dar n-are unde să-și pună chestia aia. Bun, așa, Lori. Ce vrea lumea de la tine, de obicei? Să beau cu ei. Așa, un moment foarte penibil de care ți-amintești. Dacă se poate povesti pe post, da, nu mai e și asta. Și asta e adevărat. Da. E adevărat și chestia asta. A? Vine ceva? Nu știu, cred că pe scenă sunt momentele cele mai penibile. Adică? Adică să cazi în fosă. S-a pățit? Mi s-a întâmplat, da. De ce râzi? De necazul omului. Nu, dar bine, e fosa suflărului. Nu e altă fosă, ceea ce oricum. Nu, era o fosă, poate fi cu noroc, da. Era o fosă cu multe chestii înăuntru. Gen podiumuri, chestii metalice. Ascuțite unghiuri multe. Unghiuri multe, periculoase. Și ca printr-o minune am căzut printre ele. Nu e rău, da. Nu e rău. Fără nicio rană. Un cuvânt sau o expresie care te enervează la culme? Haios. Când cineva spune, mamă, ce haios e. E pădracul haios. Da, exact. Haios e măta. Și nici măcar, nu? Da, dacă ai. Mama mea nu e haioasă. Ai un tic verbal, în schimb? Pe bune? Pe bune? Serios? Nu, din când în când. Mi le schimb, să știi, sunt o fată schimbătoare. Așa și par, da. Dar oricum, te schimb foarte bine. În ce film sau în ce carte ți-ar plăcea să trăiești, Lori? Wow. În filmul Pe aripile vântului. Să fii Clark Gable, sau, spune. Da, Red Butler. Și le pupa Red și Butler. Le bătea, da. Și mi-ar mai plăcea să trăiesc în Pretty Woman. De ce nu, nu? Nu, să vin așa mic. Richard Gere să... Să fie o poveste, un basm nesfârșit, nu? Relația... N-a fost la tine, la restaurant? Richard, nu, a fost Nicolas Cage. Și Demis Roussos. De fapt, Nicolas Cage a ajuns acolo pentru că Demis Roussos i-a recomandat. Nu, Demis Roussos a ajuns la Escargot pentru că Nicolas Cage i-a recomandat restaurantul. Vorbesc foarte serios, nu? Pe bune? Da, da, da. Uite, vezi cuvântul meu, pe bune? Efectiv, îți răspund. Băi! Deci... Ești nebun? Da. Sunetul pe care îl găsești iresistibil, Lori.
A, asta e mișto. Stai, da. Hai să mai facem încă o dată. Și dopul de șampanie. Da? Ce notă? Din păcate s-a scos deja dopul, ca să putem să mai dăm un bis. Spune-mi, te rog, ce notă crezi tu, ce notă crezi tu că scoate dopul când iese din sticlă? Je ne sais pas. Nu știi ce notă ar putea fi? O notă joasă. O notă joasă? Și cu acute. Și paharele, ce notă am stabilit că e? Sol major? Re. Depinde dacă e cu lichid în el, dacă e gol are alt sunet și dacă e plin are alt sunet. Se îngroașă treaba, știi cum e. Și asta e, da. Deci când erai mică, ai tăi îmi spuneau mereu că... Că nu sunt cuminte, destul de cuminte. Ah, și nu erai. Ba da, eram foarte ascultătoare. Dar și cum sunt părinții. Da, e adevărat. Mai ales părinții de pe vremea noastră. Da. Erau mai severi, erau mai... Aspri, dar severi. Da. Aspri, dar severi, da. Dacă mâine vine apocalipsa, pentru ce mănâncă? Pentru că aspru este deja pe scara de la sever înspre dur. Da. Este mult mai sus. Da, este puțin mai jos de intransigent, totuși. Ce să zic, aici intransigent, dar sever. Nu sunt de acord cu tine, îmi pare rău. Mi se pare că intransigent e încă o chestie civilizată. Păi și mie mi se pare, bă, ce bun e spumantul ăsta. Da, mă, dar să mulțumim, Enoteca, să rămână. Ce mic dejun reușit. Da, să știi, zero calorii. E foarte bun. Ce, mă, și multe bule. Așa, Lori, dacă mâine vine apocalipsa, ce ai mâncat tu la ultima masă? Știi ce mi-a venit acum în cap? Picre negre. Nu e rău. E cu polonicul. Bine. Cu polonicul, da. Cu pâine prăjită. Da, cu spumant. Cu puțin untuț, cu că merge untuț. Cu șampanie deja, n-aș mai merge pe spumant. Da, da, da. Păi dacă... Singurul regret ăsta o să fie, că n-ai băut destul de șampanie, cred. Și al meu la fel. Deci putem să ne folosim același epitaf, dacă vrei, la un moment dat. Deși nu cred că se va întâmpla asta. N-are și, de la și pâine, să știi, îmi place mult pâinea. Da. Da. Se găsește pâine, am văzut. Și înghețată de ciocolată. Desert. Și cu mango, înghețată de mango? Și mango, sticky rice, da, mi-a mai plăcea, da. Bun, hai că depinde de la o să umplum asta deja. Să nu faci o surpriză, te rog. Nu. Nu de altă de te bag la cheltuieli. Hai să vedem, dacă ai putea să ai o putere din asta supranaturală sau o calitate pe care nu o ai acum, da. Care ar fi aia? Să devin invizibilă. Tocmai tu. Da. Mamă, o să faci angre de terapie pentru asta. Te cred, nu te cred. Îți dă ăștia, da, angre de terapie. Adică și cum îmi dă pușcărie sau ce înseamnă terapie? Da, păi asta e, că le dă și angre de grădiniță. Acum devine grădinița obligatorie și toți ăștia din politică, gata, e un fel de canal. Canalul Dunăre Marea Neagră înapoi la grădiniță. Back to the roots. Cam așa. Lori, și dacă ar fi să... Dacă ai vrea să existe o aplicație pentru... ceva ce ți-ar folosi ție, să zicem, ceva din ce nu există. O aplicație, mi-ar plăcea să există o aplicație în care să facă bagajele instant cu tot ceea ce îți dorești. Deci foarte mișto, să știi. Când pleci în turneu. Și o aplicație cu make-up, păr și toate, mani, pedi, instant. Pentru adică... că am impresia că femeile în ziua de azi trebuie să piardă prea mult timp în cu chestii din astea, când am putea și noi să citim o carte, să mergem și să stăm la așa, un musical, să stați așa și să faceți așa. Să facem dragoste mai mult cu partenerii noștri, asta, nu? Asta, zi să-i zic. Te-am șocat, știu. Bă, că știam, știi că era un ușor cuvânt. La ora la care te trezești dimineață nu mai ai timp de nimic. Am timp, un Morning Glory scurt există întotdeauna. Quickie one. Da, nu, există. Nu știi e. Ce zici. Nu. Dar nu se compară, adică eu vorbesc așa de timp pentru tine, pentru sufletul tău, pentru trupul tău, pentru, eu știu, imaginația ta. Cum arată o zi perfectă din viața ta, Lori? O zi în care să nu fac nimic. Mișto. De asta cu invizibilul mi-a plăcut foarte mult. Zău? E exact invers decât te gândi, știi? În ceea ce te privește, de fapt. Și să știi că lucrez la asta. Și ultimul cântec pe care l-ai cântat în duș? Se poate să devii invizibil. Pentru tine? Killer Queen.
Da? Da, dimineața am repetat că știam că vin la tine. O să cântați și acum, Achie, dar da, da, Doamne ajută. Da, Doamne ajută. Luat-o. Chiar că Doamne ajută. Da, nu, nu, nu e rău, nu e rău deloc. Bun, luăm în o mică... duș mi-a ieșit foarte bine. Dar știi că în duș toată lumea cântă mișto. Da, la radio se vede cine mai cântă mișto. După mine, lumea este mai frumoasă în duș. Te înțeleg perfect. Bă, dar ce, noi de ce n-avem o cabină de duș și grătar aici? Dar poți să transform, vreau să facem nicio un grătar problemă la Rock FM aici. Da, ce mișto. Pe pietre, să mă chemați și pe mine. Da, grătar și după aia facem duș alături. Că ne umplem de fum de astea. Da, corect. Și în duș? Tu n-ai nevoie de șampon, așa cântăm, că o să fie mai ușor. Nu, următoarele concerte de la Rock FM se vor ține la Morning Glory, se vor ține în duș. Morning Glory. Solistul stă în duș. Unde se cântă mai bine decât în duș? Da, da. E o idee genială, pe bine, bune. Glory, dar facem asta cu tine întâi. Ok. Primul concert da, în duș. Da, da. Luăm cabina da de duș Morning Glory. O să-mi pun o blană mișto pe mine. Da. Pentru pe blana, filmare. Eu și eu, mă, eu așa stau în duș. Eu nu mă dezbrac în duș, dar ce-s nebun că-s pudic. Nu, pentru că mi-e fric când ies și mai bine mă pun dinainte. Ia, mama, o blană pe tine când te duci la duș, să nu răcești. Revenim imediat cu Lori. O să cântăm din Killer Queen și tot felul de formația muzicală, Regina. Ați mai auzit de ăștia? Morning Glory on Rock FM.